Accidentul de circulație petrecut ieri pe DN5 București-Giurgiu la kilometrul 36, eveniment despre care ați aflat primele informații în ediția de știri a televiziunii TV Giurgiu din seara trecută, a avut drept autor o șoferiță din Bulgaria. Aceasta era însoțită în drumul său spre municipiul de la Dunăre de doi copii, unul de 8 și celălalt de 10 ani, așa după cum ne-au informat reprezentanții inspectoratului pentru situații de urgență. Nefericitul eveniment de ieri s-a soldat pentru automobilista de 35 de ani cu un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Toți pasagerii mașinii au fost inițial transportați la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru investigații medicale. Pentru că accidentul nu a avut ca urmare rănirea gravă a celor trei, s-a permis transportul la Rusia a femeii și celor doi minori. Acțiune înfăptuită de reprezentanții ISU Giurgiu ca urmare a colaborării instituției giurgiuvene cu similara sa din Bulgaria. În data de 19 aprilie 2016, ora 16:30, ISU Giurgiu a fost solicitat să asigure transportul a trei victime ale accidentului produs pe DN5 la spitalul din orașul Ruse. Victimele, o femeie de 36 de ani și doi minori, cetățeni bulgari, au fost transportați cu autospeciala de transport personal și victime multiple. Deplasarea s-a făcut cu aprobarea secretarului de stat, șeful departamentului pentru situații de urgență, domnul dr. Aed Arafat, și în baza planului de intervenție comună dintre ISU Giurgiu și Directoratul de Siguranță la Foc și Protecție Civilă Ruse și cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Poliție Frontieră Giurgiu. Misiunea s-a desfășurat în condiții normale și s-a finalizat la ora 19. Ceea ce conferă o particularitate specială misiunii executate în condiții normale de către reprezentanții Inspectoratului pentru situații de urgență Giurgiu este faptul că respectiva acțiune reprezintă o premieră pe direcția colaborării dintre cele două instituții.